doamnelor și domnilor, bine ați venit la ședința Consiliului Local. Prezenta ședință este o ședință ordinară, convocată de primarul Comunei Ansău, în conformitate cu prevederile dispoziției 58 din 2023. Sunt prezenți majoritatea consilierilor locali, declarând deschisă ședința. La prezenta ședință am fost invitați de către primarul Comunei Ansău să participe preoții parohii de pe raza Comunei Ansău. O să fie prezentați la momentul oportun. În mapele de ședință ați avut procesele verbale ale ședințelor anterioare. Începem cu ședința ordinară din 31 ianuarie. Dacă sunt amendamente pe procesul verbal la ședință, supunem la vot cine este pentru. Procesul verbal la ședința din 7 februarie, ședință extraordinară, amendamente. Supunem la vot cine este pentru. Dau cuvântul președintului de ședință în vederea prezentării proiectului ordinii de zi. Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor consilieri. O să dau citire proiectului ordinea de zi a ședinței de astăzi. Proiect de hotărâre privind reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Ansău, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării Comunei Ansău, județul Bacău, în sistemul național electronic de plăți online a taxelor și impozitelor locale, utilizând cardul bancar SNAP și modul de suportare a comisiunilor bancare la tranzacția online, inițiator primar Emilian Budacă. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Comuna Ansău, inițiator primar Emilian Budacă. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren, imobil aparținând domeniului public al Comunei Ansău, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de la bugetul local a sprijinului financiar solicitat de unitățile de cult din Comuna Ansău, județul Bacău, inițiator primar Emilian Budacă. La ordinea de zi nu avem, la schimbarea ordinei de zi nu avem nimic. Cine este de acord cu această ordine de zi? Unanimitate, 5 de voturi. Și acum am să vă rog frumos să fiți de acord ca să începem ordinea de zi cu punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de la bugetul local pentru acelui sprijin pentru biserici. Cine este pentru? Da, sunt pentru modificarea ordinii de zi. Am fost. Pentru modificarea ordinii de zi. Să începem cu numărul 5. N-am fost, da. Scuze, n-am fost eu. Prezentare, bună ziua. Începem cu părintele Andrei. Bună ziua și bine v-am găsit. La Părintele Bădreanu, de la Biserica Părintiniș, Părintele Angoaie, de la Biserica Lunca, și Părintele Gârză, de la Biserica Centro-Său. Părintele Gorbănia, spunea, trimis un mesaj că din ecovețat de plicei nu vă să ajungă, dar a spus că decizia care să o luăm, cred că suntem influențați de Duhul Sfânt, nu? Foarte frumos formulare. Și Părintele Petric Bejan, nu a binevoit să vină, dar n-are dânsul nou prezentat documentații în anii trecut, nu justifica sumele care au fost alocate și nu mai pot să mai primească finanțare. Îmi pare rău, dar asta e, nu-s banii noștri, nu-i bugetul meu, personal, poate cineva o să zică, băi, primarul, adică o zis deja, primarul nu vreau să ideea, dar trebuie să respectăm niște legi, aici sunt niște bani, aici. Trebuiesc justificați. Da. Hai să trecem la ordinea de zi, începem discuțiile. Cine vrea să ia cuvântul discuții? În comisie au fost amendamente. Comisia Economică, Nicodim Costel propune suma de 60.000 de ron pentru lucrările care sunt în desfășurare la Biserica Pogorârea Sfântului Duh, iar apostolul Adu Vasile propune suma de 30.000 pentru Biserica Lunca sau Adăvirea Maicii Domnului. Comisia de Învățământ, amendamente. Domnul consilier Bobeică Claudiu propune alocarea sumei de 50.000 pentru parohia Ansău Centru și 20.000 pentru celelalte. La fel, consilierul local Onica Cătălin propune alocarea sumei de 50.000 pentru parohia Păltiniș. Iar în Comisia pentru Administrație, amendament, domnului consilier Ghenade Daniel propune 50.000 pentru Biserica Centru Ansău, având în vedere lucrările defectuate și restul de împărțit în mod egal.
cu permisiunea dumneavoastră, am să rog domnii părinți dacă vor să... Eu scris la semnătură de astăzi. Da, 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 cu amendament de a se împărți, da, domnul consilier Puiu Eugen, cu amendamentul de a se împărți în mod egal. Și domnul Feriu. Da. La comisia de administrație, pe lângă domnul consilier Ghenade Daniel, mai era un amendament în josul paginii, a domnului consilier Puiu și Feriu Marius, amendamentul de a se împărți sumele în mod egal. La toată lumea, în mod egal. Da. Trebuie să ținem cont și de lucrurile de fiecare biserici, i-am de lor. Dăm cuvântul consilierilor sau... Părinți, domnul... să ascultăm părinți. Hai să începem cu părinți. Îmi permiteți. Vă rog. Încerc iertare față de ce mai dit. Îndrăznesc să iau eu primul cuvântul. Domnule primar, domnilor și doamnelor consilier, vă mulțumim în primul rând pentru disponibilitatea dumneavoastră de a ne invita la ședința Consiliului Local. Nu v-ați spun faptul că pentru mine este ceva inedit, este prima oară când particip la lucrările unui Consiliu Local. Mă simt onorat de prezența, de invitația pe care dumneavoastră mi-ați oferit-o și ocazia de a fi aici, de a susține o nevoie a parohiei, a comunității duhovnicești religioase pe care o reprezint prin numirea ca preot paroh de anul trecut de către înaltea Sfințitul Părintele Ioachim, aici în comunitatea a său. Pe 5 ianuarie am depus la secretariatul comunei a său o înaintare către domnul primar, o cerere, un memoriu, mai bine spus, și ceream ajutorul dumnealui și dumneavoastră, domnul consilier, pentru a putea împlini niște lucrări de strictă utilitate publică, eu spun de nivel zero ca și obiectiv al comunității locale din Asău, biserica parohială de aici, din centru, care cred că este și trebuie să fie un etalon pentru comunitatea asăuană, fiind biserica din centrul comunei, o biserică veche, de peste 100 de ani, monumentală, construită de strămoșii dumneavoastră, în primul rând, că sunteți asăuani, așa cum trebuie, ca o adevărată catedrală, o biserică zidită din piatră, și îmi dau seama că în 1870-1880, pentru ce efort a însemnat pentru oamenii de atunci să aducă piatra, să o zidească în felul acesta, dar care, din păcate, din pricina timpului, a vicisitudinilor, poate și a lipsei de implicare a celor care, într-un anumit moment, au avut ascultarea de a fi și buni gospodari și administratori ai bunurilor bisericești, s-a ajuns la acest sfânt locaș să fie într-o stare deplorabilă la partea de ce ține de partea de tencuieli interioare. Deplorabilă și periculoasă în același timp pentru oficierea slujirii cultului bisericesc. Au fost aceste momente ale pandemiei când am fost învățați că se poate și altfel, și altfel era să slujim afară. Nu ne mai dorim repetarea unor astfel de momente. Nu ne dorim ca din, poate din lipsa noastră de implicare, și când spun a noastră, o spunem împreună că suntem în aceeași comunitate și reprezentăm până la urmă dumneavoastră pe cetățenii acestei comune, noi pe enoriașii acestei comune. Eu, ai acestui sat. Și fiind reprezentanții dumnealor, zic că trebuie dinpreună să dăm mână cu mână pentru a fi mai întâi dumnealor în siguranță, de a fi dumnealor într-o stare de confort. Și am venit cu către dumneavoastră
pentru că alături de acel memoriu am depus și un deviz de lucrări efectuat de o societate specializată de proiectare, un deviz certificat și avizat de un diriginte de șantier, autorizat în sensul acesta, deci nu am venit cu povești, ci cu lucruri concrete. Nu vă spun faptul că sunt în căutare de resurse extra tradiționale, știți, fonduri proprii de a merge din poartă în poartă și de a cerși bănuțul văduvei. Deja nouă ne-au fost alocați în cadrul acestui proiect de către Guvernul României prin Secretariatul de Culte suma de 50.000 de lei. Anul trecut, la rectificarea bugetară, am depus un dosar către această instituție guvernamentală și am fost eligibil, dar este o sumă infimă, mică, pe lângă necesarul de care avem nevoie pentru împlinirea măcar a părții acestea de tencuială. Suntem cu biserica și vă fac o invitație, iată, publică, de a veni și de a vedea. Vino și vezi, așa cum spune Scriptură. Suntem cu biserica pe jumătate decopertată în interior, cu schele în interior, cu moluz, cu praf, cu tot ce cuprinde. Am ras pereții până la piatră. E un proces de tehnic bine gândit. Pereții sunt raborsați cu plastă de fibră de sticlă. Vine tencuială nouă și așa mai departe. Necesarul nostru pe care proiectantul ni l-a prezentat ca fiind aproximativ, pentru că între timp noi nu am luat în considerare și alte probleme care au apărut în momentul în care am început lucrările de consolidare. Am constatat că suprafața cupolei de bază, lemnul, care susținea un stuf cu un amestec din nisip și var, cum se făcea tencuiala cu 100 de ani, suprafața de bază din lemn, aproape o treime, e carbonizată. În cauza infiltrațiilor de apă, acum suntem nevoiți să schimbăm și partea aceea. Da. Deci, oricum, devizul era estimativ la 2.772.000 și în banii și așa, ne ducem pe o sumă mult mai mare doar pe partea de tencuiel. Odată cu ocazia aceasta schimbăm instalația electrică, instalații de încălzire, instalații pentru sistemul de alarmă, de incendiu și așa mai departe, supraveghere, camere, care trebuie să și noi să ne aliniem în sensul acesta. Vin către dumneavoastră în același timp motivând, poate și spunea cineva că această sumă o propunea un domn consilier să fie împărțită în mod egal. Știu, nu vreau să, noi suntem frați în slujire, nu vreau să ne privim cu ochii, nu știu cum să spun, să ne privim între noi cu neîncredere. Eu vă aduc la cunoștință și dumneavoastră știți de altfel că parohia aceasta are un număr, cred că aproape de o treime din numărul de cetățeni ai acestei comunități. Promovez această biserică frumoasă, desăvârșită pe exterior, tot și cu ajutorul comunității locale și mulțumesc în numele enoriașilor pentru implicarea dumneavoastră și din anii trecuți și atunci când s-a trecut prin incendiu și când s-a făcut acoperișul cel nou și fațada. Și vin către dumneavoastră cu dorința și cu nădejdea și speranța că ne veți fi parteneri și că, așa cum spunea Părintele Gorbănescu, nu, Duhul Sfânt va lucra cu fiecare din dumneavoastră și veți alege și veți socoti varianta cea mai folositoare și pentru noi ca biserică și pentru comunitate. Totuși, biserica din centrul Săului trebuie să rămână un etalon. Nu avem cinematograf în comună, nu avem sală de teatru, nu avem... Este un loc în care cultul se împletește cu foarte bine
în cultură. E un spațiu, cred că, un loc în care orice invitat de al dumneavoastră sau al cetățenilor acestei comune poate fi un loc de vizitare și un loc de reculegere și trebuie să fie așa, la înălțime, zic eu. Dumneavoastră sunteți cei care analizați și dispuneți. Noi nu putem decât să vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră, pentru că ne-ați invitat și pentru că, din bugetul local, miluiți și parohiile. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Eu, ca primar, nu am putut face mai mult decât să propun Consiliul Local să majorăm suma față de anii trecuți. În anii trecuți a fost vorba de o sumă de 1 miliard alocată pentru culte. Anul ăsta i-am rugat să majorăm suma la 1 miliard jumate. Restul depinde de dânsii și vedem. Mă dăm cuvântul și la părinții ceilalți, că cred că... dacă vrei să spuneți două vorbe... Are câte ceva de spus în... în favoarea lui, nu? Cum zice mărimea parușii, ai discat să-mi... Nu? Am spus, nu ordineam răspuns. Să vine cumva să mă întâlnă. Hai, mărimea, să nici nu ordineam răspuns. În mod elegant, așa de a ne... Ne cunoaștem, pe mulți dintre dumneavoastră, i-am văzut și ne-am întâlnit în diverse activități care s-au derulat pe prinsul acestei comune. Încep prin a vă mulțumi, în primul rând, pentru sprijinul pe care ne l-ați dat și anul trecut și în anii trecuți la ceea ce construim acolo, așezământul social filantropic, o capelă pentru, și o capelă pentru cei răpăsați. Într-adevăr, de când sunt acolo, anul ăsta se împlinesc 25 de ani de pastorație. Mulțumim și când am venit atunci, mai de pe băncile școlii, eram cumva speriat de munca enormă și de posibilitățile infime cu care trebuia să ridic, să scot apă din piatră seacă, cum este vorba. Dar mi-am dat seama mai târziu, citind acea novelă Popa Tanda, care dintre dumneavoastră ați citit-o, mi-am dat seama că cu ajutorul lui Dumnezeu putem sfinți locul. Și vreau să vă spun că dacă e să privim în urmă, în 25 de ani, să fac un remember, momentul în care am luat ridicarea bisericii de la firul ierbii, astăzi, în momentul în care veniți acolo și intrați în Sfânta Biserică, veți fi copleșiți de și de dragostea creștinilor din satul Păltiniș și de sprijinul pe care l-ați dat, pentru că bănuțul pe care l-am primit am căutat să-l mulțim, să-l fructificăm în așa fel încât să lăsăm ceva în urma noastră. Mi-aduc aminte că acum 25 de ani slujeam într-o magazie căptușită cu carton ondulat, unde de la o duminică la alta sau de la sărbătoare la alta șoarecii își făceau de treabă. Fie prin veșmintele preoțești, fie pe Sfânta Masă. Am schimbat chiar de câteva ori și câteva Sfinte Antrimise. N-aveam cum să le protejez decât să le bag în copertele Sfintei Evanghelii. Dar mi-aduc aminte parcă acum, în momentul în care în altea Sfințitul Ioachim, venind pe aceste meleaguri, făcând în acel moment naveta de la Comănești la Păltiniș, avea să-mi scrie niște cuvinte memorabile. Că a fost impresionat cu toată sărăcia care era Lucie în momentul de față, a fost impresionat de modul frumos și elegant de a fi aranjate toate cele care sunt folosite în viața liturgică. Sunt cuvinte care, într-un fel, m-au îmbărbătat mai departe și mi-au dat un impuls de a merge mai departe. M-am implicat enorm în anul 2005 pentru comunitate și cel dintre care dumneavoastră erați consilier pe atunci în primirea și în distribuirea ajutoarelor, încât la un moment dat fie primăria, fie Valea Său, Limeraș și Masă și Casă și-a șternut
pentru că toate le făceam pe jos, cu piciorul. Drumurile erau rupte. Și am încercat să pun umărul și să rămână ceva acolo în urma noastră. Cu ajutorul Lui Dumnezeu am ridicat biserica, la care o contribuție importantă a avut-o și primăria. Dați-mi voie să vă spun că am încercat în acea perioadă să solicit sprijinul și celor de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Și în momentul în care am mers la dumnealor acolo, intrând în audiență, fără să dau nume, nu știau unde este Păltinii. Și la o cafea cu domnul secretar de stat, m-am luat în fața unei hărți și părinte, arătați-mi totuși de unde veniți. Nu-mi dau seama. Și am arătat Valea Săului și Păltiniș și ceea ce ne-am propus să realizăm acolo. Mi-a spus că este greu. Este greu pentru că sunteți foarte dați la o parte, în sensul că nu aveți structură, căi de comunicații. Nu erau nici telefoane, nici semnal la telefonie, nimic. Și totuși, cu toate că am fost îmbărbătat mai mult decât am fost miluit, să zic așa, pentru că n-am plecat cu traista plină, totuși am realizat ceea ce am realizat acolo. Am mai fost și în alte ședințe, o singură dată când s-a mai făcut astfel de invitație, am fost prezent, am solicitat și atunci, pentru că îmi doream să ridicăm o casă praznicală. Este o casă care este construită cu multă atenție, este conform standardelor care sunt acum. Avem diriginte de șantier, avem responsabil cu investiția, avem ingineri constructori care supraveghează investiția. Anul trecut avem devizi de cheltuieli și numai anul ăsta, când am vorbit cu constructorul, îmi spunea undeva la manotră, părinte, mai adăugat 50%. Deci, aveam, dacă era să fi fost, să nu fi fost această majorare, undeva la 50.000 de lei să terminăm construcția, fără materiale. Deci numai manopere. 500 de milioane. Anul acesta, unul dintre ei m-a părăsit cumva și mi-a făcut cu mâna, că a spus, părinte, dacă tot trageți în jos așa, eu știu, gândiți-vă că la manopera care o facem și la munca care o depunem, numai transportul cât este. Și într-adevăr, lucrul acesta s-a văzut mereu când aduceam câte o cifră de ciment sau de o basculă de sort, prețurile erau mult mai mari decât erau în Comănești, decât erau în altă parte. Dar cu toate acestea am biruit și cu ajutorul Lui Dumnezeu am ajuns la stadiul la care l-am prezentat în cererea adresată către dumneavoastră și ne dorim să mergem mai departe. Nu este un moft. Dați-mi voi să vă spun ce înseamnă o casă praznicală. De multe ori mergi și intri în casa omului, iar în momentul în care omul își propune să facă o slujbă de pomenire, înseamnă mult, pentru că el își pune casa la dispoziție. Mai mult decât aceasta, fiind o zonă izolată, această casă, acest așezământ, ar putea avea multiple beneficii, s-ar putea transforma oricând într-un oficiu, din experiența inundațiilor din anul 2005, într-un oficiu prin care să se intervine la nivel local, fie cu locuință în caz de dezastre naturale, poate fi adaptată foarte ușor, pentru că de la început am discutat problema asta, poate fi adaptată pentru a derula proiecte cantine, de genul cantinelor sociale, after school și multe alte lucruri, ar fi singura construcție majoră de pe Valea Săului, care ar răspunde unor astfel de solicitări. Pentru că spațiul generos și toate cum au fost proiectate, ne dau posibilitatea de a o modifica în funcție de cerințele vremii. Așa că rugămintea mea și a creștinilor pe care îi păstoresc este aceea de a ne sprijini în continuare. Știu că este dificil acum pentru dumneavoastră. Noi am pus acum o sumă acolo cu care, gândiți-vă, anul trecut am primit de 10.000 de lei. Anul trecut am primit 100.000 de lei. Deci anul trecut am primit 30.000 de lei, 300 de milioane în bani vechi. Și ca să luăm fierul până la ultima sârmă, cum să spunem, o trebuie să cheltuim undeva la 41.000, deci 410.000. Deci s-au mai pus bani și din contribuția oamenilor. Oamenii de acolo contribuie, să știți.
cu numărul. Și ca să vă dau un reper, de când am început această construcție, de comun acord cu comunitatea, le-am cerut în primul rând, trebuie fiecare să pună umăr. Și ca să vedeți cum participă fiecare, am convenit ca o familie, de exemplu, contribuie lunar cu 50 de lei, actual, 500 de lei, cum era între 50 de lei, iar o văduvă cu 30 de lei. Este o contribuție benevolă pe care o dau. Cei care au. Dar fiind satul, undeva la 176 de familii, este un sat mic, relativ mic, pentru că nu s-au făcut foarte multe investiții în zona aceea. Ar fi un loc unde acolo s-ar putea aduna copiii la joacă. Ar fi un loc unde s-ar putea aduna bătrânii la o vorbă de seară, cum se spune. Deci nu înseamnă numai acolo, dacă ne doresc să ridicăm acest așezământ, multă pomană, să zic așa. Nu. Este un loc unde se pot dezvolta activități culturale. Dacă e să mergeți acolo, țin minte, la un moment dat se făcea renovarea la grădiniță. Și știți și dumneavoastră ce sume s-au alocat. Pentru două camere. Care trebuiau reamenajate. Și vă dați seama ce înseamnă să ridici o clădire de jos, fără să renunți la o virgulă în procesul de construcție, pentru că asta te costă mai târziu. Mai târziu nu vei primi autorizația sau avizul de funcționare. Avem astfel de devize, avem astfel de proiecte, avem inclusiv binecuvântarea ierarhului și cuvântului de îmbărbătare. Pentru că, dați-mi voi să vă spun, în momentul în care am mers și am cerut lucrul ăsta, i-am cerut în primul rând să ne pomenească în rugăciune dumnealui, pentru că fără rugăciune unora pentru alții, deci nu putem face absolut nimic. Și de aceea am venit și astăzi cu acest apel, cu această dorință și cu această cerință pe care o adresăm dumneavoastră de a ne sprijini în continuare. Cerințele sunt mari. Ca și cum știți, vedeți și dumneavoastră, că dacă vrei să faci un lucru de calitate, n-ai cum să renunți la calitatea materială, la calitatea lucrărilor și la toate celelalte. Așa că, cum mă va inspira Duhul Sfânt, așa, și cum va rândui Dumnezeu, în continuare sper să se fie în favoarea tuturora și să vină în sprijinul fiecare dintre noi, pentru că, vedeți și dumneavoastră, de multe ori lucrurile acestea le facem ca și preoți, fără, pornind de la niște studii, pornind de la niște de proiecte și toate celelalte, fără să avem în jurul nostru foarte mult personal acesta calificat. Nu avem birou contabil, dar în schimb trebuie să facem contabilitate. Nu avem birou de administrație, trebuie să facem administrație. Nu avem birou de consiliere psihologic, trebuie să facem consiliere psihologic. Sunt atâtea cerințe, mai ales în condițiile în care astăzi ni se cer foarte mult, multe din aceste aspecte pe care trebuie să le împlinim. Sunt acele școli de vară, pe care și eu mi le doresc să le fac. Nu am unde. Unde să adun copiii? În curtea grădiniții nu se poate, în grădiniță nu se poate, că sunt așa cum îs. Dar, în schimb, în momentul în care știi că îi aduni într-un spațiu al tău, am încercat, ne-am mai adunat în Sfânta Biserică, am mai încercat. Totuși, nu este locul în care biserica, deci, este un spațiu satul. Nu poți transforma în orice. Dar, în schimb, un astfel de așezământ social-filantropic ne-ar fi de mare folos și de un factor care să ne adune și mai mult unii cu alții în jurul bisericii de la Părtiniști. Dumnezeu să vă binecuvinteze și gând bun să vă dăruiască. Domnule primar și dragi consilieri, colegi, preoți care sunteți din comunitatea noastră, cetățenilor din Asău, pe mine mă cunoașteți, sunt preotul pe stil vechi, reprezint creștinii de stil vechi din zona aceasta noastră, respectiv satul Apa Său, mai avem creștini prin Comănești. N-aș vrea să lungesc, să zic așa, cuvântul meu, pentru că ar însemna să parafrazez cuvintele părinților de dinainte,
Cerințele sunt mari, așa este. Timpurile s-au schimbat. Mă refer că toate s-au scumpit, îmi cer scuze pentru voce. Pe mine, nu știu dacă mă știți, dar cu siguranță pe fostul părinte, părintele Gheorghe, l-ați cunoscut. Comunitatea noastră a avut o biserică foarte veche, construită de prin 56, și a fost cu, și cu bune și cu rele, să zicem așa, construită cu mult sacrificiu. Noi am încercat cu, împreună cu creștinii noștri să o renovăm din toate punctele de vedere și aproape am reușit. Dar pe lângă acea biserică veche, iată, avem o altă sarcină, și anume construirea unei biserici noi, pentru că aceea este foarte mică. Cei care ați trecut prin, ați călcat pragul acelei biserici, știți foarte bine că este de dimensiuni foarte mici. Și de prin 2013 ne-am apucat de o nouă biserică, pe care am construit-o cu enoreașii noștri și nu numai, și cu ajutor din partea Consiliului Local. De câte ori ați fost disponibil să ne dați o mână de ajutor. Avem o autorizație în acest sens pentru construirea acelei biserici, care este o biserică, să zicem, proporționată în mod corect. Nu băgăm mâna în buzunarul absolut nimănui. Ceea ce ne veți oferi ca și în celelalte rânduri am primit cu deosebită dragoste și apreciere, și chiar creștinii noștri au fost foarte mulțumiți pentru ajutorul pe care ne l-ați dat. De aceea nu rămâne decât să repet aceeași informație, cum veți îngădui și binevoi să ne dați o mână de ajutor. N-are rost să enumăr acum cheltuielile pe care le avem, pentru că într-adevăr am început de la iarbă verde, am reușit, am trecut, am construit bolțele bisericii, de acum avem turnurile, nu mai vorbim tencuială, pictură. Știu că numărul creștinilor noștri de stil vechi nu sunt de minoritare, într-un cuvânt, deci nu acoperă numărul creștinilor dumneavoastră, dar să nu uităm că biserica aceea va rămâne aici pe teritoriul comunii Apia Său, satului Apia Său, și noi animi în acasă, deci va fi un simbol cu adevărat și pentru această comunitate. De aceea vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul pe care ni l-ați acordat și ni-l veți mai acorda, dacă va fi posibil, în continuare. Vă mulțumesc frumos! Doamne ajută! Când ești cel mai tânăr, ai avantajul că poți să tragi o linie și să faci concluzii. Da, deci, eu mă gândeam... Dacă sunteți cel mai tânăr, puteți să mă aștepta finanțările. Eu mă gândeam să zic acum, la lunga său totul e super. N-avem nevoie de... Da. Este firesc, fiecare își dorește ca să facă lucruri în pătrățica lui. Cunoscând situația actuală, nu pot să nu observ faptul că Părintele Sorin este într-o nevoie specială. Biserica de la centrul său arată cum arată pe interior. În același timp, nu vă ascund, eu să fiu mai abrupt, așa, nu vă ascund faptul că mi-aș dori pe viitor ca banii să fie împărțiți în mod egal. Indiferent de felul lucrărilor. Acum, dacă stăm să analizăm situația din urmă, din nou o să vedem niște diferențe. Adică unii au primit mai mult, au fost și niște nevoi speciale. De asta eu aș ruga în sensul ăsta pe părinți, ca de acum înainte, indiferent de urgența lucrărilor, bănuții să fie împărțiți la toată lumea egal. Dar acum este într-adevăr o situație specială, că părintele are nevoie, într-adevăr, la centru nu s-au mai făcut lucruri, cel puțin în biserică, de foarte mult timp. Mulțumim că ne-ați chemat pentru ajutorul dumneavoastră și sperăm că o să luați decizia cea mai bună. Ajungem la progres, nu? Da. Altfel, și nu mai vedem, mai știu. Da. Domnule consilier, trecem la vot. Discuții. Da, atunci propun ca să luați cuvântul și dumneavoastră, dacă doriți, domnul Țuțu. Eu aveam o propunere, dacă erați de acord, să vezi 20 de minute cât facem până în biserică la Său și înapoi. Nu care părintele, nu poate mare, mare drag. Ca să vadă și necesitatea care e, nu s-a cerut.
Mergem în continuare de discuții sau supun spre aprobare ceea ce cere domnul consilier Cuțu? Sunteți de acord ca să mergem într-o ședință? Supunem la vot. Supuneți la vot? Supunem la vot. Trece asta aici, băi. E o cerință. Nu vreau nicio treabă cu nimeni. Ați văzut, am lăsat la latitudinea Consiliului Local să aprobi. Chiar nu, dacă doriți, eu nu sunt obligat să particip la ce nici. N-ai cum altfel. Deci știți chestia asta, nu? Da, știu. Deci eu nu sunt obligat să particip la ce. Posibil. Corect. Să vă las să votez dumneavoastră. Dar nu știu dacă ar fi acum normal. Dacă ne invită și Părintele Andrei. Nu, primar, este o propunere. Eu o supun la vot și gata, să mai... Păi, dar atunci lăsăm ședința. Este o propunere și va cădea, poftim. Nu. Care e... Nu. Faptul că e după ședință, nu-i văd necesitatea votului. Este după ședință. Păi l-au cerut acum, l-au cerut acum. Acum ce? Să mergem până acolo. Nu, no, domnul Zuzu, cum ai cerut? După ședință. După acum? Sigur, domnul consilier. Scuze. Deci asta, dumneavoastră, a propus ca să suspendăm ședința, dacă așa, și să mergem două ședință. Bun. Vă spunea că vrei cu continuare cu... Rămâne după ședință. Supune la vot, ce vă e greu să ridicați mâna? Care sunteți de acord cu propunerea domnului Zuzu? Eu mă bag sub masă. Dar mie n-ai de nimic. Doar președinte. Bun. Spuneți-mi felul următor. Care sunteți de acord să mergeți acum sau care puteți dispuneți cum să mergeți după ședință? Nu este relevant. Dar mai mult. Acum e. Dar s-o supun la vot, nu? S-o supun la vot, nu? Da. După ședință. Nu, dar nu am ajuns. Da, să-ți spun. După ședință. Să știi care e. Hai să discutăm și ce vrei. Mai sunt doritori să ia cuvântul la ceea ce am discutat până acum legat de ajutor? Eu am propus acolo, după cum ați văzut în comisia noastră, câte 50.000 la parohia său și celelalte parohii câte 20.000 din următorul considerent, așa cum spunea și părintele. Eu am avertizat vechea conducere a primăriei cu ani în urmă despre problemele legate de situația tencuielii și a picturii interioare. E o chestie de peste 20 de ani, știi, părintele Alboaie de treaba asta, că am crescut în biserica asta împreună. Nu sunt probleme de 2-3 zile. Da? Și biserica din centrul al său are nevoie urgentă de acest lucru. Este o rușine pentru întreaga comunitate ca biserica din centrul comunei să fie închisă pe aceste considerente. Este o rușine pentru toată lumea. Drept urmare, pentru acest considerent am propus suma de 50.000 pentru centru și către celelalte parohii, către 20.000, în mod egal. Chiar dacă, peste tot, așa cum spuneau și părinții, sunt cheltuieli mari. Dar aici este o prioritate națională. Centrul comunii trebuie să fie o emblemă pentru toată comuna. Când vine cineva, prima dată se oprește aici. O să adaug o completare. Da, da. Dacă este la nivel național, haideți să dăm toți banii la centru. De dacă tot este așa de important și se închide, toți banii de care dispunem îi dăm anul ăsta pentru centru. Asta putem face doar dacă și părinții ceilalți tocmai, sunt de acord. Tocmai. Dacă eu este am propus din punctul meu de vedere că banii ăștia nu sunt banii parohilor, sunt banii contribuabililor care trebuie să se facă la tocmai. Da. Dacă părinții ceilalți sunt de acord pentru treaba asta, cum am făcut în anii trecuți, că a mai fost discuția asta în trecut, odată. Acum 3 ani, dacă mi-aduc aminte, și părinții s-au adunat, au stabilit de comun acord o chestie și o treabă. Și atunci s-au dat. Da, și s-au dat, dar a fost o convenție între sfințiile lor. Noi nu putem să dictăm ce să spună. Corect. Dacă există acest consens, e o altă discuție. Eu am propus din punctul meu de vedere că... Peste tot. Domnul Băsescu, aveți ceva de completat? Nu, eu din aceste motive domnul am făcut. Domnul Oligan, da. Pe același considerent pe care a mers colegul meu, domnul profesor Băsescu, mă aud, aș putea merge și eu în favoarea parohiei de la Părtiniș. Construcția este de utilitate majoră. Știți foarte bine pentru cei care ați vizitat parohia Părtiniș, pentru cei care nu ați vizitat, vă îndemn să mergeți acolo, să vedeți câte s-au făcut
cu ajutorul Dumnezeu și desigur prin contribuția părintului paroh, Pădureanu Cristian și a inoriașilor de acolo, construcția din casa parohială și casa mortuară și cu casa praznicală, să știți că este de o necesitate majoră. Suma de 50.000 de lei cât am cerut eu, depinde să o dezbatem acum, vedeți și dumneavoastră cât credeți ca să acordăm acolo, dar cum a spus și colegul meu, profesor Bobică Claudiu, așa aș putea spun și eu. Ajungeți în zonă și vedeți că chiar avem nevoie de acești bani acolo. Parohia e mică, oamenii sunt puțini, contribuția este mică. Trebuie și la centru să dăm și cum a spus colegul Marius, dacă să dăm toți banii într-o direcție, nu știu cât de fair play, de corect este să punem acum pe masă această idee. Trebuia cumva dinainte să o spunem, să vorbească părinții și să cadă de acord. Acum să aducem în discuție treaba asta, nu știu cât e de, cât e de binevenită. Da, da, dați voi o completare la ce spuneam. Da. Precizarea mea a fost legată de următorul considerent, fiindcă vin cumva din interiorul bisericii, e vorba de slujire. Dacă ceilalți părinți nu sunt neapărat condiționați în slujire de banii care îi dăm, părinte de la centru este condiționat în slujirea preoțească de terminarea lucrărilor în interior. Fiindcă nu poți să ții oamenii în biserică să-ți cadă tavanul în cap. Că vine pompierul și s-a închis biserica și omul nu se mai poate duce la biserică. Și ai luat din start plecarea lui duhovnicească. Care e suma pentru construcția? 300.000, tocmai ce zic. 300.000, n-ai. Domnul arhitect a evaluat la 270.000. Așa, oare cumva. Evaluat. Din prima etapă. Prima etapă. Da. Deci, eu vă rog ca să mă puneți în plan personal, că eu fac parte din parohia cu care sau parohia cu care. Noi facem parte din comuna său. Noi, consiliul local, facem parte din... Așa, așa cer și eu, ai, pentru sigur, că așa ne pune și cerim pentru fiecare... Deci, eu ce am reținut, am reținut că biserica de la centru cade tencuiala jos, și nu se mai slujește, atât trebuie să vedem. Nu vedem că suntem părtinitori într-o biserică sau altă. Vreau să aceștia să vă cumva să se bun. Astfel că cum am spus și părinții, să fie echitate în toată lumea și să vedeți aici mulțumim. Că așa oricât bani am dat, nu ajung. Sunt 150.000 de lei care trebuie să-i împărțim. Așa sunt cei mai... Cine mai vrea să ia cuvântul? Domnul Puiu. Da. Din moment ce s-am dat cuvântul domnului consilier. Nu vreau să fac partizanat din start. Nu fac partizanat. Vreau să vă amintesc un singur lucru. Domnul Claudiu a spus că cu 3 ani s-au împărțit în mod egal. Ești greșit, eronat. Eronat, si. Total eronat. Nu era consilier. Nu era. Nu știți, nu aveți gând să știți cu 3 ani. Vă spun eu, cu 3 ani am avut un alt regulament de împărțirea acestor bani, dacă vă amintiți. Aveam o comisie care se ocupa de împărțirea acestor bani, din care făceau parte doi consilieri, contabil șef al primăriei și mă rog. Și atunci, înainte de a acoperi biserica de la său, de la centru, am convenit să dăm cea mai mare sumă la biserica de la său. Amintiți-vă, vă rog frumos. Domnul Dogariu, cred că și amintește că era consilier și în comisie. Următorul an, nu vreau să lovesc în nimeni, când biserica de la Lunca aparținea de biserica de la centru, deci nu era entitate de sine stătătoare și nu avea cont bancar, s-au alocat niște bani la centru, în ideea în care și la biserica de la Lunca să dea o cotă parte din banii aia. Nu am cerut cine știe ce sumă. Dar din banii aia s-a stabilit tot în cadrul comisiei ca 20.000 de lei să fie alocat bisericii de la Lunca și 30.000 bisericii de la Său. Lucru care nu s-a mai întâmplat. Eu nu vreau să spun acum că am fost văduviți. Am fost. Dar am și primit. Am primit la Lunca, cel puțin în perioada când am făcut capela și acoperișul la construcția care avem acolo, mi s-au alocat bani. De-aia eu marșez pe ideea că a acorda o sumă mai mare pentru o parohie și o sumă mai mică pentru alta nu este prea drept. Ori facem un grafic și acordăm prin rotație o sumă mai mare la fiecare, ori dacă nu împărțim o mod egal. Eu rămân la ideea... Dacă facem graficul de când? Domnul consilier, dacă, domnul consilier, dacă părintele al Boaiei
cu venit cu rugămintea să facem astăzi o excepție și de la anul să fie așa. Dați-mi voie să încercăm. Hai să încercăm ca de la anul să fie așa. Părerea mea. Corect, sigur. De acord că sunt. Sunt de acord cu părerea noastră. Altcineva mai dorește să intervină? Eu, ca primar, aș fi de aceeași părere să fie în mod egal. Dar dumneavoastră hotărâți. Că toți sunt cetățenii noștri, eu sunt primar peste toți cetățenii comunei său. Și chiar n-aș putea să fac să facem un separatism. Da. Domnul primar, dacă îmi permiteți, era o discuție înainte, invitații... Da. Dar bun, asta e părerea mea. În ședință, dacă dumnealor între ei cad de acord pentru a nu mai fi pentru alte asta, discuții. Pentru asta a fost și invitat. Așa, în condițiile astea, adică să veni propunerea înțeleasă dinainte, pentru că e o problemă specială astăzi, hai să dăm la Păltiniș sau la Biserica pe Vechi sau unde e de dat. Dar acum înțeleg că nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Sigur. Noi asta am fi vrut ca dânșii să se hotărască. Băi, adică au mai multă înțelepciune decât avem noi. Sau nu. Dacă noi facem, i-am invitat pur și simplu degeaba aici, ca să ce? Să ne spună ceva ce știam noi deja. Că la toată lumea, sunt, la toate parohiile sunt probleme, toată lumea are nevoie. Atunci, probabil că e foarte greu, având problemele care au fost enumerate, cât de puțin dai ajută pe fiecare. Și, da, trebuie să găsiți. Vă rog, mai sunt intervenții? Având în vedere acum lucrările care se desfășoară la Biserica Năsău, trebuie să ținem cont. Corect. Exact cum a spus domnul, e vorba de îndrujire, nu poți să stai în plaie. Dacă nu mai simt părerea. Sigur. Doamna... Domnul primar. Domnul primar. Vă rog, Rici. Hai să luăm o decizie finală și să plecăm de aici cu hotărâri. Asta nu. Deci să fii, pentru că Biserica de la Năsău are această nevoie specială, să meargă 50.000 la Biserica de la Său, dar de acum înainte, începând de anul viitor, deci suma să fie împărțită egal, indiferent de nevoile care sunt. Deci eu spre exemplu, la Lunga, noi la Lunga Său am fost văduviți. Deci, hai să vedem. Și asta cred că se poate constata din banii care au ajuns la noi. Dar să zicem că nu e o problemă. Deci să luăm hotărârea ca, începând de la anul, să nu mai există. În momentul în care hotărâm când banii merg egal, nu mai există nicio discuție. Nu mai există nicio întâlnire, nu mai... Atunci, haideți să lăsăm amendamentele deoparte. Da. Așa. Dacă părinții s-au pus de acord. Nu, eu știți la ce mă gândesc. Dacă ar veni, dacă ar fi acum în mod egal, față de 20.000 cât am mai primit noi, ceilalți, restul nu ar fi foarte mult. Biserica de la Său are nevoie și să meargă 50.000 acolo. Dar să fii atenții. Da. Deci suntem aici 50 de ochi sau mai mulți. De la anul, se considerează procesul de egal și... Terminați sau termin eu fraza. Da. Să mergem 50 din Biserica Său și restul sumei se împartă în mod egal. Păi asta am spus așa rămâne. Vreți? Da. Sunteți de acord, așa? Deci de la anul să respecte lucrurile. Doamne, am menționat în proces verbal și o să ne aduceți aminte la anul, băie, da, și... Nu mai am pus discuția asta niciodată. Deci eu la momentul ăsta nu mai țin cont de amendament. Deci voi supune la vot domnul consilier. Alți consilieri. Domnul consilier. Da, doamna... Vreau să concluzionez. Așa cum ați spus și dumneavoastră, că de la anul banii ar fi bine să fie împărțiți în mod egal. Dacă vă uitați, și eu am pregătit pentru dumneavoastră, Părinte Alboaie, o statistică. Dacă vă uitați în timpul mandatului domnului primar, noi așa am gândit de la început, ca banii să fie împărțiți în mod egal. În anul 2021 banii s-au împărțit în mod egal. Doar în 2022 am făcut diferență pentru că Biserica Centru a trecut printr-un incendiu și atunci... V-am rugat să faceți până 10 ani. Am făcut o statistică și pe ultimii 10 ani și într-adevăr aveți dreptate, dar asta nu înseamnă că așa am gândit-o noi, așa au gândit-o alții înaintea noastră. Biserica Parohia de la Lunga Său în intervalul 2014-2020 nu a primit niciun ban. Înțeleg că era ca o structură care funcționa
sub parohia său și atunci rămânea la latitudinea parohia său. Era filie, dar era biserică, deci oamenii veneau acolo. Dacă au distribuit mai departe mai acele fonduri. De asta zic, oamenii cu care discutați acum, cred că au aceeași mentalitate ca și dumneavoastră, să împărțim banii egal, că noi încă din 2021 am vrut să facem acest lucru. Greșit eu. Am greșit eu anul. Da, mai aveți ceva de spus? Deci, la momentul de față, nu mai ținem cont de amendamente și vom supune la vot propunerea părintelui Șalgoaie. Păi, este amendamentul meu, acolo... E amendamentul meu, același lucru. Dar final nu era, mai e și alt, și al 50. Și așa că trece peste consilier și merge pe... Păi nu, este amendamentul meu cu 50.000 pentru parohia său și 20.000 egal pentru toată lumea. Mai e o problemă? Și al lui... Nu, și roșu doar. Hai, hai să trecem peste amendamente. Vreau să las amendament cu părintele și cu asta va. Să nu mai țin cont de niciun amendament. Nu mai înțeleg. Bun. Deci, părintele a propus ca biserica de la Sfântul Astru să oprească 50.000 și cealaltă sumă să se împartă în mod egal la fiecare parohie. Cine este pentru 50.000? Pentru anul viitor. Și de la anul, corect, să completez, și de la anul să fie împărțit în mod egal pentru fiecare parohie. Poți să fie pentru anul. Da. Da, poți. Nu poți să spui că vor lua. Da. N-am cum să văd. N-am văzut să văd. N-am văzut. Doamne ajută. Deci, în unanimitate, s-a votat suma de 50.000 pentru parochia din centrul la său și restul în mod egal. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Poniga, spune ce vrei. Arătai cum ai, eu înțeleg și eu. Președinte, ai bun. Atunci, dacă nu mai sunt mulțumim de prezență, dacă vreți să mai rămâneți, nu e nicio problemă, sunteți. Amabilitate și pentru sprijin, vă invităm la biserică. Pregătiți un colac acolo mare și cu... Bună ziua! În continuare, revenim la ordinea de zi, începem cu primul punct. Proiect de hotărâre privind reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Asăp. La comisie au fost aceste materiale. Dacă doriți să veniți în completare sau să discutăm, să... Comisia o avize favorabile. Spuneți dumneavoastră, frumos. Da, domnul Cuțu, n-ați semnat fost la comisie? Tăiați indemnizația, jumătate de indemnizație lipsa. Comisiile au avize favorabile. Doritor? Intervenții? Discuții? Atunci, supun spre aprobat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, 5 pentru. Următorul punct de ordine de zi sună felul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării comunei a său în sistemul național de electronic de plăți online a taxelor și impozitor locale. La fel. Comisii de avize favorabile. Știți de tipul ăla, nu? Da. Eu zic că sunt făcut o reclamație doamna cineva. Făcut o reclamație, da? Nu avem POS. Am avut, am ținut 6 ani, apoi? Da. 6 ani, nu a venit nimeni să vedească cu cardul. Ei, au zis, domnule, dar pentru ce să vină ținem acolo dacă nu îl folosiți? Și banca l-a retras. Și acum... Păi ca să plătim în continuare, să plătim taxe, că doar plătim o taxă pentru el. Discuții. Discuții. Hai că nu s-o termina ședința, mai avem discuții. Domnul Oniga. Da. În cât ar costa taxa asta, domnule primar? Valoarea taxei pe care trebuie să o plătim la SNE-ul ăsta. Nu știu.
De asta zic. Deci încă o taxă la primărie, la bugetul primăriei locale asta. Indemnizul acela de consiliere. Încă o taxă. Nu zici că n-ai știut. Ia comisiuni din... Nu, nu scrii, nu scrii taxă. 1% din valoarea tranzacției. 1% din valoarea tranzacției. Comisionul bancar. Da. Deci crezi că banca prestează un serviciu fără... Deci am nevocat și pe asta. E 1% din ceea ce înseamnă peste 30 de lei și cei sub 30 de lei... 1%? Înțeles că crezi că... Comisionul constantă pentru client. Dar scrie că registrarea în SNE și interfasarea în sincerea venite colectările acestea vor fi suportate din bugetul local. Da. Deci nu-i vorba despre 1% ăsta, ci vorbim despre o altă taxă pe care consiliul așa scrie să o suporti, registrarea SNE. Deci 1% e să nu zăra să nu știu. Dacă vreți să sub bani, să te dă la nu cred că știu nici ce. Nu am după ce trebuie la bătălări. Păi te duci la bani și banca îți face pe altul. De unde știi acum cât o să ceară bani? Păi nu trebuia o sumă, trebuie să știi ce. Dar nu trebuie să cere o ofertă, cât tu nu aveai un proiect de hotărâri. Având proiectul de hotărâri, mergi la bancă, la Transilvania sau la card de registrare. Și ei îți vă spune, costă 5 lei la Transilvania, știu eu cât o să ia. Dacă n-ai avut un proiect de hotărâri, de unde să știi? Renunț la a taxa cu POS-ul sau cu cardul pentru... Dă voie să sunt, nu le poate știi, fie domnul Niga, când banca când a decis să-l retragă tura trecută, l-a retras exact din cauza că nu erau tranzacții și ei nu încasau la 1%. Sună banca, de ce o fie banca? Sunați banca? Sună banca. Sună banca. Sună banca. Mă răspunde robot. Pentru proiectul ăsta cu POS-ul, aveți niște sume? Niște cifre? Păi, comisiunea nu-i trecut, nu, dar zice că trebuie să plătim un abonament. Comisiunea nu-i trecut, dar nu ești pistol. Ce-i trecut? Da, sunt de la ea, și ca să nu mă sună. Mă sunt, da, sunt. Sau e viitor, dacă atunci îi vârtim, faci timp, știam, s-a crezut. În sala de ședință, sunt aici. Da, domnule, ne-am urmărit. Așteptăm sau trecem la punctul 3? Domnilor consilieri, domnul primarul suna la contabilitate, la bancă, și așteptăm răspunsul. Ce facem? Trecem la punctul următor sau așteptăm? Ce nu putea la... Ne ducem la vizită, dar nu propun să trecem pe ședință, să mergem la apa. Să trebuie, o altă oră. Ce s-a dus la contabilitate? De acord. Asta trebuie să o facă domnul... Atunci trecem la punctul. Hai să nu dăm drumul. Dar de ce ne-ai pus întrebarea la... Iar ziceți că nu... Dar de ce ne-ai pus întrebarea asta la comisie? Ai avut ședință de comisie? Nu pun ședința, nu dacă blocăm ședința... Domnule, am răspuns. Am pus întrebarea la comisie, dar de unde să avem un număr la asemenea? Dar nu știe nimic contabilitate. Nu ce domnule, domnule, nu ești consilier local. Dar eu, primar, dacă aș ști toate, mi-ar crăpa capul. Nu știu dacă sunt din care sunt. Știință din sunt. Am adresat o întrebare cât cost. N-am... Îmi pui întrebarea asta. Ai avut ședință din comisie? Dacă vă rog, în următorul punct sau lăsă pompele spre aprobare. Nu mai spun că toate materialele astea le-ați făcut la papă. Mapele au fost duse de ieri. De ieri până la asta. Băi, în ultim te-ai informat. Fiecare... Sau de vine. Fiecare considerat. Sunt informat. Cine este pentru digitalizare? Împotrivă? Niciun. Abțineri? I-am făcut și o cap. Doi. Treci pentru doi, două abțineri. Următorul punct pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Vă rog discuții, dar înainte de asta să dea doamna... Comisiile avize favorabile. Domnul Niga, n-ați semnat la comisie, n-ați spus la comisie? Ba da, oricum. La fel, pe aia țin indemnizația. O să repet. Ai uitat. Vă rog, înscrieți-vă, dacă sunt... Mă scrie. Domnul Puiu. Da.
am citit, vă spun sincer, planul ăsta de acțiuni. Am așa o reținere în sensul în care atâta timp cât noi avem un contract de prestări către o firmă de caisaj, deci mai era necesar un plan al nostru, e planul lor, la urma urmei. Noi chemăm să vină în comună, am depistat pe raza comunei unul de câini fără stăpân și chemăm. Dacă citesc planul de acțiune, ar părea că toate activitățile astea ne revin nouă să le facem. Ori e treaba că noi le plătim, bănuiesc. Nu, deocamdată nu. Noi suntem obligați. Avem un contract de prestări servicii noi momentan, da. La momentul actual. Dar serviciul public de gestionarea câinilor fără stăpân nu a fost delegat ca gestiune. Da. Deci numai cu contract de prestări servicii. Și din cauza asta, Inspectoratul de Poliție, Protecția Animală, Poliția Animală, sau cum se cheamă, ne obligă să avem și acest plan de acțiune. Avem și noi. Să justifice și aia cu altceva. Și planul de acțiune ce constă? Da. Planul de acțiune în ce constă? Eu trag concluzia de aici că toate acțiunile astea trebuie să le întreprindem noi. Da, am văzut, da. Noi nu avem delegată gestiunea pentru... Deci, în octombrie, dacă rețin bine minte, am aprobat acel regulament. Serviciu care există, este sublim, dar lipsește de desăvârșit. Da. Am înțeles. Eu aș propune să facem o plățire de calitate din China, în care putem să facem schimburi interculturale, Comisionul pentru tranzacție e 1%. Banca Transilvania. Așa. Comisiunea administrare lunar, dispozitiv POS fix cu comunicare GPS, 25 lei lună. Da. Terminal. Să vedem un terminal. Dacă ai două aparate, ai 250 lei. Așa. Și comisiuni de înrolare, 400 RON, plătibil la o singură dată la semnarea contractului. Da. Deci când faci contractul... Da. Mai sunt intervenții? Atunci supune spre aprobare. Cine este de acord cu acest plan? Câini, nu? Da, sigur. Da. Abținere împotrivă, nu. Abținere, nu. Trecem la punctul 4 de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren imobil aparținând domeniului public al Comunei Aseu. La fel, am avut materialele, comisiile le-am studiat. Dacă sunt discuții? Nu, am înțeles, am primit la niște acelea, să mă aștept. Discuții, nu. Supunem aprobare. Supun spre aprobare punctul 4. Cine este pentru? Domnul Buiu, altul. Domnul primar. Lista s-a închis. Domnul Buiu, ai văzut cum ești. Domnul primar. Ordinea? Suntem invitatul nostru. Mulțumesc în primul rând pentru situația pe care mi-ați făcut-o. Foarte prompt ți-ați fost. Da. Noi am fost prompt întotdeauna. N-ați observat dumneavoastră. N-am observat. Ba da, dar n-am... N-am vrut să vă pili. N-am vrut să vă pili.
N-am înțeles un singur lucru din situația asta de aici, legat de modernizarea sediului de primărie, de când am investit niște bani pentru auditul energetic atunci. La ce punct? Poftim? La ce punct? Deci punctul 6, când am cerut auditul energetic al clădirii, care îl cere pe NRL-ul, s-au cheltuit bani, au fost respins de la finanțare. Așa a scris. Da, da, da. Probabil că a fost respins de la finanțare după ce am cerut da, pe ca să depunem consultanță. Da, să depunem proiectul, no? Trebuie să facem niște sigur, sigur, și după aia energetic, consultanță, da, da, toate alea. Ei, și urma să, pentru Dali, DTAC și DTAC, am înțeles. Urma da, să mai plătim 130.000. Fiind el fiind respins la finanțare, asta noi nici n-am achitat banii ăștia și am și rezidat contractul BNN. Am înțeles. La finanțare, asta e, din cauza clădirii au fost construite. Bine, ei nu înțeles, cred că aici, clădirii construite în 68-70. Dar etajul ăsta s-a făcut după 2001 da, și are o porcărie, procent de gaze de certii care a fost făcut după 2001. Și ăla ne-a încurcat și am fost respins la finanțare. Da. Asta. Restul, dacă mai sunt... Nu, e bine că au început demersurile pentru drumurile de interes local. Da, astăzi am fost la Bacăvea cu autorizații și încă o lămurire ne-am mai cerut-o. Au umblat și cei de la Serviciul de Apă și Canalizare din localitate și au început să facă, absolut, însemneze locurile unde se fac branșamentele ca să se asigure înainte de așa. Numai că mi se par totuși cam mulțișori bani cheltuiți acolo. 195.000 de lei, 1.950.000, 2 miliarde. Dar de ce? La modernizarea drumurilor de interes local. Per total, vreau să vă spun. A, ați adunat punctele. Da. Păi da, dar uitați că sunt mai multe servicii acolo. Deci, păi da, am văzut. Da. Am văzut. Am văzut. Deci 1-3. Servicii de consultanță. Da. De consultanță. 1-3-11. Da, ca să scoată la 1-3-11. După aia, asistența... 1-3-11. Servicii expert, cooptat, tehnici, financiar, licitație, contact, atribuire, lucrări, în urmărirea dumneavoastră, local, era așa, 30.000. 30.000 și întocmire, proiect tehnic. Așa, și întocmire, proiect 11. Da. Păi, da. PTH. Da, 105. PTH-ul, PTH. Da, văzut la ce valoare au. Nu-i găsiți nici așa. Toți nicierele ăștia până la limita, limita de încredințe directe. Și limita e 2 miliarde și. Noi am încercat să facem cât mai... În schimb, n-am văzut aici și dacă îmi amintesc, anul trecut am aprobat acel proiect vis-a-vis de modernizarea iluminatului public. Contractul a fost în 2021 pe ea și 2021. Noi am încercat să depunem 3-4 ori ca să plinge. Da. Deci în 2021. Da. Deci contractul vine din 2021, pe parcursul anului 2021-2022 noi am depus de 3 ori ca să ajungem da, să putem... Dar nu mai depinde care. Vorba de extindere de iluminat. Modernizare. Care a fost în 2020, care a fost în AFM sau în ce ușor. Acela trebuia... Așteptăm să vedem validări de la AFM, când au publicat lista proiectelor care sunt de demolare. Școala de la Urunc, așteptăm autorizația de demolare. Țineți așa aia. Dar trebuie un proiect să facem o creșă. Absolut. Trebuie să fie terenul liber ca să poți... E prins aici. E prins, dar trebuie să facem treaba aia. Absolut. Dacă îți mie să autorizați demolare, pur ce din demolare. Era în stat, era în urmă. Veniți o mașină și poliția locală la urmă. S-au fost drept în mirul urmă. Da, pentru că de podiez la urmă și am venit să facem pe la podiez, dar și de podiez. Deci sunt central la urmă, tot mai rețetă că am podiez. Deci verificat că sunt multe bune de canalizare, dar e spus rău, să știi. Nu, da. Nu mai zici și podețul, că e trecut odată, nu? E, zici de curat canalizare din fața podețului. Da, dar la mine nu-i făcut. Nu am canalizare din podețul. Nu am prins în proiect. Așa am făcut. La mă și la Moruță, de la Vale. La mine, pe Arin. Nu mai este strada Morii, sunt mai multe. Păi este, sunt gura de canalizare e pusă drept în mijlocul podețului, când a venit. Dacă a venit, poate să fac la mine, strică podețul. Nu putea să o pună. Reparație capitală, drumul comunal, acela îți fac părinții în locul. Zici că dacă acordează ulița, zici că după aceea când acordează ulița, trebuie să tai podețul. Păi ce sunt proiectare, dacă așa o fost și Dumnezeu, să-i vii, să-i spui dă-l. Păi dar trebuie să-l oprim să-i mijloc cu uliță ca să poți să vină conducta de pe uliță. Da, dar domnul asta crește conductul.
Asta a fost proiectare. Ați găsit la mapele de ședință, procesele verbale, de la Comisia de Recepție a Lucrărilor, Recepție și Verificare a Lucrărilor. Hai să spun că are cuvântul domnul primar, domnul consilier. Eu v-am dat contează, dați-mi să ne ascultăm la primar, nu? Da. Procesul verbal de la Comisia de Recepție a Lucrărilor de pe Ijlar, să fiu mai scurt, așa, la care domnul Nicodim nu a binevoit să participe. Și domnul nu a binevoit să ne ascultăm de la telefon. Mai ziceți o dată. De ce? N-ați auzit? Am vorbit că ați acceptat. Ați acceptat ziua, ați arăt câte a sunat, am găsit. Un secunde, nu... Nu, ce? Am vorbit noi doi, că noi doi am vorbit la telefon, nu? Domnul Nicodim, v-am sunat lui și am văzut arăta. Am stabilit că marți mergem în teren, era spus în comisie, adică trebuie să fie local. Ultima noastră discuție cum a fost. Marți dimineața eram cu băieții aici, v-am sunat și trece peste, nu trece peste final. Ultima mea discuție cu tine care a fost. Când îi vedem aici... Ai zis că îl cauți pe Bran. Da. Așa te-ai ținut. Îl caut pe Bran și după aceea te sun. Nu, de asta am vorbit cu Bran. Dar ce, nu înțeleg, tu erai în comisie și te-a sunat marți dimineața, nu ai răspuns. Nu, dar am zis că avem marți ieșiri? Sigur că da. Și ai răspuns marți dimineața la telefon? Da, ai sunat? Dar mai era? Da. Înainte ne-am uitat la telefon. Am găsit. La mine n-am văzut nici păi, nu, dar eu ce vine am dat de am unde telefonul meu. Da, dar am zis, nu știu dacă ai răspuns ce. Da, bine, da. Păi nu, asta e că ți arăt cum ai trebuit. Nu, domnul Nicodim, păi ce ți arăt? Domnul Nicodim, îți arăt câte am sunat. Păi nu ți-am arătat telefonul. Păi nu, dar îți arăt telefonul meu. Ți-am arătat telefonul meu? Dar nu știu ce ești, dacă tu mi-ai șters apelul, eu ce să fac? Extraordinar. Păi da, dar eu ce când să vorbesc, prost, eram cu băieții aici, cu domn Vici, ce... Da, dar de acasă cu... Stai o secundă, și nu este obligatorii prezența unui asta. Dacă nu e obligatorii, spune așa, da, mai simplu, decât să mă întorc, să mă... Poți să spui și mai departe ce ți-am spus? Sunt pregătit să vin sâmbătă. Am zis asta? Nu știu, dacă deci nu e pregătit, dar vii la mine sâmbătă, dar eu n-am... Știi ce ai răspuns? Dar ce merge din timpul nostru... Nu, domnule, dar nu poți să chem comisia sâmbătă că vrei primare. Da, merge sâmbătă. Păi chiar mergi sâmbătă, uite. De exemplu, a fost sâmbătă. Nu te-am pus eu și nici n-ai fost obligat să intri în comisia. Corect, de acord. Și nici nu ești obligat să faci. Voie de cine ai respectat. Ei, da. Și mai dai. Tu pe mine, Marian, să mai înțeles, da, știu, îmi văd. Vezi de treaba ta. Duci pe treaba. Da. Păi ești angajat. Tu s-a angajat și tu nu te mai pune în comisie pe care nu le poți. Dar nu l-am pus, era treaba de... Că nu vrea nimeni să ducă. N-aș, dacă ai acceptat, bine, hai treceți, că știu ce înseamnă. Nu v-ați găsit pe rușie. Ați văzut procesul liberal. Noi trebuie să luăm o hotărâre, să facem o ședință de extraordinară, cred că într-o săptămână. Să luăm o hotărâre deoarece ținem încurcați crescătorii de animale. Reziliem sau nu reziliem contractul? Am invitat pe domnul avocat care ne consiliază și ne ține așa și dânsul ne-a spus se poate rezilia. Unilateral, nu, așa, unilateral, de cel care nu avea nicio treabă. Domnul doctor, el nu și-a respectat graficul de lucrări. Și noi putem rezilia contractul dânsului. Și în continuare o să facem un regulament cu care să intre ceilalți solicitanți de izlaz. Noi am încercat să-i convocăm mâine după amiază pe crescători de animale, și să le aducem la cunoștință hotărârea care o să luăm noi acum, dar asta e o hotărâre verbală, că nu puteam să facem un proiect de hotărâre până nu știm exact cum să formulăm proiectul de hotărâre. De asta v-am pus la mapele de ședință toate procesele verbale, unde eu știam deja, dar am vrut să constate condiția pe chestia asta. Am citit aici toate procesele verbale, da. 99% din lucrări ne efectuate. Cum deci, în ultimii 2 ani... În timpul când a avut doctorul contract sau cine a avut loc control la nimeni... Ba da, au mai fost comisie. Deci, atunci, la avea locul ăla clar. Păi a fost. Cum a fost? Cum a trecut? Păi nu a trecut și atunci avem... Deci, nu a avut niciodată. Nu a avut niciodată. Da. Până acum nimeni nu l-a controlat, nu a fost nimeni din zlatul cealaltă, nu a văzut nimeni din zlatul clar. A fost că aveți aici un domn bază din zlatul. Ce considerare care? Eu nu sunt niciodată vizat. Am întrebat după ce face. Nu, ăla plătește fondul fără vegetație de pâine. Izlazul care... De asta mă refer, aici scrie bază din pășuni. Domnul Păizvante, nu confunda nu pășunea care a fost dată doctorului da. Cu pășunea cealaltă. Nu-i făcea. Era dat în chirii. Deci noi vorbim acum strict despre terenul
dat doctorul în concesiune. Da, înțeleg, da. Păi, da, ce ăsta a fost cursul. Pazmitul chiar n-are nicio treabă. Ăla e dat al doctor, care trebuia să facă niște lucrări, să-l păzească, să aibă grijă, deci n-are nicio treabă. Noi, domnul Puiu și-a adus aminte foarte bine, că ne-am cerut domnului doctor, m-a dat să-i bunerea mea viceprimar, i-am cerut să ne aducă, să ne prezinte lucrările care a făcut. O să zic, ce-ai, domnule, n-am... Nu dă socoteală Consiliului Local. Exact. O să nu dă socoteală Consiliului Local, problema... Păi uite că acum a venit momentul că trebuie să dea socoteală, deoarece el, într-un grafic de lucrări, a spus, va face adăpători, va face platforme de gunoi, va conții, va scoate mușuroaie, va... tăia vegetație. Ei, și nu a făcut nimic. Și acum vine momentul când chiar trebuie să te iei să o la Consiliul Local. Reziliență. Iați invitația la ședința asta lui. Da, nu știu dacă aveai rost să-i fac finalul. Care sunt informare și el să stii două părți. Noi aveam o întreagă corespondență cu el, dacă doriți să aduceți corespondența. Dacă el nu și-a făcut datorii, reziliem contractul și se prodează penalizări pentru lucrurile care nu le-am făcut. Absolut. Că noi, în atâția ani de zile, comuna, de fapt, a fost deficitară. El a venit cu o solicitare la noi ca să reziliem contractul fără nicio penalizare. Cum adică? Atâția ani de zile? Ce o să facem noi cu platformele alea? 5, că el s-a angajat că face 12 platforme. Dar 5 le-a făcut, măcar cu alea 5. Ce facem noi? El are autorizație de construcție pe asociație, nu? Nu pot să schimb titularul autorizației de construcție. După aia, eu ca primărie, dacă îi preiau, cum cheltui bani acolo? Cum cheltui tu primărie? Acum o să mă întrebi cu dedicul, dar stai alea, tu cum poți să cheltui tu bani acolo? Pe, adică să înțelegeți, îți făcut din anul finalizat. Eu am stat într-o zi vorbă cu el, instantane cu totul. L-am întrebat, uite așa, 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 ce se întâmplă cu lucrările care... lucrările care le aveam de făcut erau prea costisitoare să angajez un dirigist de șantier. Și atunci l-am făcut o rost cu mare tempui la ele, nu. Eu n-am fost să le văd. Cum costisitoare? Dirigent de șantier. Ca să pun un dirigent de șantier, să-i fac. Nu, dar nu trebuia dirigent de șantier. Dar tu mă zic, care trebuie să răspunzi? Dacă e costisitoare, că nu e costisitoare, dacă ce trebuie să răspunzi? Și atunci, de ce nu se plăiați el în locul la dirigent de șantier, în locul la inginer constructor, în locul la președinte administrat, de asociat? Mai are să pun întrebarea. Nu, doar să ia. Doar primăria nu i-a cerut dirigent de șantier, noi am cerut să iau. La comisia care nu poate să o să spun 9%, păi da, să plătească dat o soluție. Noi vrem să facem o ședință, așa v-am zis, dar noi trebuie să punem crescătorilor de animale mâine ca să avem timp, deci să ai o timp, să pregătească documente. Băi, fraților, ascultați un pic dacă vreți să mă înțelegeți, dacă nu... Dar va putea fi dat pământul în continuare crescătorilor de animale dacă domnul încă nu și-a plătit datorile față de... Păi nu, noi reziliem contractul și în continuare o să vină cine dorește. Deci rămânem noi convins cum ar veni, dacă reziliem. Contractul oricum expiră pe 17 mai, dacă se poate fi concesionat în continuare către alte persoane interesate, trebuie să reziliem înainte cu două luni. Deci la ABIA trebuie să depui acelii până pe... Până 15 mai. Până pe 15 mai, ultima zi. Dacă nu expiră pe 7, pe 15 mai... crescătorii de animale, să aibă depuse cereri, să aibă documentația făcută. De asta zic, am încercat să o dăm pe repede înainte. Noi făceam proiectul hotărâri de acum la ședința asta, dar noi nu știam exact cum să-l facem. Acceptăm rezilierea, nu acceptăm rezilierea unilaterală. Rezilierea contractul și apoi să plătească valorile. Cine va mai lua acum în concesiune sau concesia în formă de contract? Trebuie să plecă atunci. Asta trebuie să-mi fac la început. Ca să nu fie la urmă iar că n-ai făcut, că am făcut că nu i-ai spus până așa. Da, problema e că cineva va în continuare, de asta e important. El ne-ai făcând anumite activități care le avea de făcut, de degajare, de tăiat arbuși, plant vegetații, și se poate vedea, chiar dacă nu o mers, toată lumea poate să meargă pe teren. Cei care urmează acum au o treabă care trebuie să o facă și pentru anul trecut și pentru acum 2 ani. Și ei vor încasa, dacă vor încasa, aceeași sumă de la APIA sau știu eu de unde vor lua bani. Aici e problema. De asta el trebuie să plătească ceva. Platformele de gunoi care trebuie să tencuite, finalizate, trebuie să le plătească cineva. Ori primăria le va tencui, ori următorii, următoare cooperativă sau cineva. Care de, de asta zic că... Nu, înțelegeți, în momentul în care e reziliat contractul, trebuie să... Trebuie văzut cum e. Trebuie să iei platformele respective. Și de pe ei cum? Fie punându-i penalități care ajunge în instanță dar nu le plătește, fie să-i le lași în continuare, dar n-ai cum să-i lași când ceilalți
dăm noi la bani ca să ne facă din bugetul local și... Să plătească penalizările acționate în instanță. Da, adică înțelegeți, cei care vor urma după el pleacă din start cu probleme. Fără... Păi, așa lucrează pe el. Da, se lucrează la asta. După reținerea contractului. Păi, sunt băieți, vor să-mi scrie. Și pe curtea de conturi, au fost domnul consilier. Scădeați să da bani din primărie. Păi, exact. Nu am consilierul aprobăm ce o pagă la urmă și când am venit curtea de conturi, dar noi bani și nu vreți trebuie. Da, tocmai timp. Nu știu exact cum funcționează ce dar va trebui penalități. Iar rău, nu știu că l-am dat la sfârșitea. Și ce-ați dat mult bani? Așa, bă, dar ce zici că prostii? Că astea nu sunt prostii, sunt lucruri reale. Da, mă, măi, dar și-o dat și-o returnat. Nu, nu, da, bă, da, uitea din conturi, uitea din conturi, asta o bătăm, da. O returnat, dar asta știm, nu am zis, dar sunt consilieri, punea că e o votat. Și o să spui, că sunt prima oară, nu? Răspund. Mai sunt discuții, dacă... Poftim? Păi la diverse sunt, depinde mult. Că domnul primar a prezentat asta la diverse. O, către administrație. Poate ajungeți că tot a venit primăvara și că dura să mai puneți pe DC-ul ăla 146, să mai înfundați găuri, să a stricat tare după zăpada asta cu alinea. Tot așa. Ce se mai pune? Tot. Ce s-a pus? Aici... Ca să punem asfalt, domnul Cătălin. Dacă ne-a făcut Dumnezeu să terminăm canalizarea asta, e, în secunda 1 ne-a putut. Aici, domnul primar, aici unul s-a dat, aici nu a fost balasul. La asta 4 km, asta a fost după autorizare. Am pus ei, dar am pus și noi de aici. Ei, dar erau noi și gândi și ei erau plecați, sunau lui Ahai după pod din Pranovradă. Avem o estimare la canalizare, ca să s-a prezint, când termină și lucrările. La 30.000. 30.000. Auzi? Când vă dat domnul. La lucrările care se execută acum, pune numai luna, nu mai pune și anul. Păi mi-e bine, mi-e bine primit. La sede de portiu liber. 2 ani o să fac de balatul și 2 ani jumătate repară. Trebuie să fim un pic mai optimiști. Oricum, domnul Pui are cuvânt. Eu deja am intrat pe liber. Domnul Costel, domnul Pui. Vine sezonul tăierilor, pe la pom, pe la vița de vie. V-ați gândit la o modalitate de strângere a resturilor vegetale pentru... Da, oamenii se... Da, eventual, dacă e să colectați de la oameni, de, să postați... Nu, are, vă dați seama că avem 80 de kilometri de localitate, ca să mă duc până la brigadă, să iau lua ăla, să-i curăț crengii din furtii, că am învățat discuția, v-a zis ce a făcut o doamnă în muncă. Poți că, haideți, domnule, că am tăiat doi copaci, am de lua creangă, păi, ieri, mă, duceți-vă, vedeți că... O lua creangă, dar ce o tavă asta lui ei aici, că avea și iarbă și frunză și tot. Noi am ajuns să ne ducem să curățăm și îngrădim la oameni. Bine, dar suntem normali. Nu, domnule, care dorește, aducă în câmp aici la târg, să aducă din zona asta, să mai ducă undeva la Barte pe izaz. Și ne duce cu tractorul, vă duc că... A stabilit din la Iacob, la Bartea, aici... Exact. Nu putem să ne ducem noi să luăm la oameni. Ne trezim, dacă nu, toată grimvăra aia o duc. Asta nu se poate face decât sufragerea cuiva de la primărie. Dacă îi spui omului că în punctul Iacob, știți că treci podul la Iacob, să aducă oamenii acolo. O să pună iar mailoane și cutii și toate. Sunt crengi, într-o zi duce cineva și... Una-i crengile, una-i gunoiul. Clar, restul vegetale. Păi vegetarii sunt iarba de acasă. Dar nu știu dacă aduni iarba primăvara. Eu cred că primăvara tai copaci, tai via, tai... Nu, crezi de copaci. Eu am văzut din nou și vă spuneam și anul trecut, am văzut la Târgu Ocna, pe cartierul Tisești, că acolo e zona de casă în special. E un grafic pe zile, când remorca primăriei se duce și colectează. Dar nu spune, dar nu spune, dar nu spune, dar nu spune, dar nu spune. Eu n-am spus că trebuie să facă primăria, dar să stabilească, să posteze pe site-ul primăriei zilele în care
pot la, deplasa acum în anumite locuri. Am mai mers, am mai mers cu, dacă e mult, mergi cu tractorul și le tocăm la fața locului. Nu a fost, n-am rămas acum, am fost, domnul primar o zi mereu, are omul 10 pomi și creangă multă, unde să o mai ducă el în căruță, să o pună jos un kilometru mai la vale ca să o tocăm. Ne-am dus și-o tocat-o acolo. Asta nu înseamnă cei care au. Fiecare zi, fiecare zi, fiecare zi. Altcineva? Dacă nu, supun spre aprobare închiderea ședinței. Creziuri la mine? Da. Care este pentru? Copii, domnilor consilieri, hai continuăm? Scrieți-vă la cum este. Declarăm ședința închisă. Cine este pentru? Votați pentru asta. Cine te oblige? Voi trebuie să votați.